Prieteni, să nu vă mire dacă în curând în bisericile din Moldova vor apărea icoane cu chipurile actualelor conducători ai țării. Și nu o spun degeaba, ori anume felul în care aceste personaje întâmplătoare se erijează în sfinți, mă duce cu gândul la o asemenea desfășurare a lucrurilor. Ați citit postarea Maia Sandu despre 7 aprilie. Te apucă inima de atâta durere și pioșenie scrisă cu lacrimi în loc de cerneală. Nu voi citi pe toată, că mă tem să nu mă nece lacrimile. Pe scurt, în opinie Maia Sandu, în 2009, la putere era un regim autoritar care lupta cu proprii cetățeni. Se referea la guvernarea comunistă. Dar a uitat să spună că ea toată viața ei de până atunci a lucrat pentru guvern. Cu mici întreruperi în care băga Moldova în datorii în calitate de expert al Băncii Mondiale. Când ocupa funcțiile în guvernele comuniste, nu o deranja deloc autoritarismul și nu vedea nicio problemă. Din 1994, Maia Sandu lucrează în funcții de stat și a avut grijă direct de economia țării și reforma administrației centrale. Noi trăim cum trăim, anume grație lucrului ei și colegilor ei. Acum și-a eliminat din toate CV-urile această perioadă. Vedeți și pe site-ul președinției și pe Wikipedia în română cum Maia Sandu a coborât pe pământ fecioară însămânțată cu Duhul Sfânt al democrației direct în protestele anti-Plahotniuc. 7 aprilie 2009 m-a prins pe mine în redacție de știri de la TV7, iar ulterior m-am alăturat altor colegi în centrul evenimentelor dintre clădirile președinției și a Parlamentului. Era al 9-lea an în care munceam în calitate de reporter. Țin minte perfect acele zile. Zile în care nici Maia Sandu, nici Natalia Gavrliță, aceoată acum pe la BNM, și nici mulți alții nu condamnau public pe nimeni și nimic. Ei își vedeau de treabă. Interesele lor nu s-au intersectat niciodată cu cele ale oamenilor de rând, fiind total paralele. Și acum le este paralel de oameni. Iar declarațiile pompoase de acum arată cât de ipocriți sunt. Iar noi cu voi trebuie să-i percepem ca pe niște sfinți și să ne închinăm în fața lor ca în fața unor icoane.